venim să vedem ce, cum mai evoluează treaba, că toată lumea are așteptările la dumneavoastră, cum merge treaba. Deci treaba, exact cum am și promis până acum, merge pe drumul cel bun. Ne pregătim de execuția primului strat de asfalt pe zona de est. Numai că datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, care cel puțin sunt prognozate, și evident în urma ploii torențiale care a avut loc ieri în zonă, am fost sceptici și să pregătim eșalonul de așternere, de pentru care lucrăm în continuare la pregătirea stratului suport pentru realizarea condițiilor, astfel încât în zilele următoare sperăm până vineri să se îndrepte vremea, astfel încât să ne permită să executăm primele sute de tone, mii de tone pe care vrem să le așternem în această zonă. Am înțeles, am văzut că au început să vină și grinzile. Da. Probabil că săptămâna viitoare, dacă o să începem, o să vin din nou să vedem cum vor evolua. Exact. Am luat din depozitul nostru, depozitul de grinzi, am luat primele grinzi, ieri am făcut primele transporturi. Transporturile continuă și în zilele următoare, probabil până la jumătatea săptămânii viitoare, pentru că totuși sunt un număr de 48 de grinzi. Ulterior, începem să le ridicăm, să le punem pe poziție, astfel încât într-un termen rezonabil de aproximativ 2 săptămâni să putem deja să definitivăm ridicarea grinzilor, astfel încât să putem să trecem la etapele următoare. Deci săptămâna viitoare începem și da, montarea grinzilor. În a doua jumătate a săptămânii viitoare începem montajul grinzilor. Atunci probabil că mai facem o vizită atunci și vedem și începem și asfaltul probabil și atunci o să mai vedem. Perfect, ce... de acord. Da? Asfaltul începe până atunci, vă garantez. Păi, o să vedem, să înceapă amândouă. Bine, și mai facem o vizită să vedem. Are.